strict personal, este normal ca orice membru PDL să susțină președintele. Pe de altă parte, eu cred foarte mult că România are nevoie de un guvern puternic de dreapta la ora asta, cu o susținere mai mare în Parlament decât PDL și UDL. Repet, e o problemă strict de cum se cheamă, de obligație ca membru de partid. Este obligatoriu și normal ca orice membru de partid să susțină președintele, care îl are. În rest, este o decizie politică care va fi luată cu siguranță la nivelul conducerii centrale, în urma negocierilor cu cei care vor să facă parte din această coaliție ca să susțină guvernul. Este absolut extrem de complicat de a gândi că în România putem avea alegeri anticipate, dar nu mă miră că în 2009 a fost anul în care a fost pentru prima dată de la Revoluția Coașa s-au întâmplat anumite lucruri. E posibil să se întâmple pentru prima dată și alte lucruri.